Centrul Cultural Județean Harghita, instituția subordonată Consiliului Județean Harghita, este și în acest an coordonatorul șirului de evenimente. Ferenc Onghilo, managerul instituției culturale, a prezentat programele organizate de instituție și cele la care aceasta participă în calitate de coorganizator. Managerul a menționat că anul acesta sunt organizate atât evenimente cu care locuitorii din județ s-au familiarizat, cât și evenimente noi, inedite. După cum a menționat, scopul principal al zilelor județului este prezentarea valorilor și comunităților locale, mai ales că în această perioadă a anului numărul vizitatorilor și turiștilor care ajung în județ este mare, având în vedere sărbătoarea de Rusalii și pelerinajul de la Șumuleu-Ciuc. În vederea atragerii turiștilor în zonă, se încearcă organizarea de evenimente culturale și programe comunitare destinate turiștilor și, nu în ultimul rând, locuitorilor județului. Pe lângă faptul că Centrul Cultural are rol de coordonator al șirului de evenimente, este și coorganizatorul a numeroase evenimente, cum ar fi Târgul de Carte, spectacolul ansamblului de dansuri populare Bekech, concertelor orchestrei de cameră Chiki și formației Rol. Tot în această perioadă vor avea loc expoziția națională de artă Temeiuri, care reunește operele artiștilor de pe întregul teritoriul al României, respectiv expoziția Free Camp. Iubitorii de film sunt așteptați să vizioneze documentarele din cadrul programului Kineduc, proiecțiile având loc în subsolul de la sediul Centrului Cultural. Programul detaliat al zilelor județului Harghita pot fi accesat pe pagina Facebook a evenimentului.